După ce în luna noiembrie anului trecut au donat mai multe aparate de dializă Spitalului Municipal din Curtea de Argeș, zilele trecute membrii Lions Câmpul Lung Negru Vodă au mers la Costești, acolo unde au donat 3 aparate similare spitalului din oraș. Președintele Lions Câmpul Lung a subliniat din nou refuzul de care s-a lovit la Câmpul Lung, unde a vrut să doneze inițial aparatele. Am zis să facem un act de donație către spitalul dumneavoastră, spitalul de la Costești aici, cu 3 aparate de dializă. Aparatele sunt într-o stare foarte bună de funcționare, sunt aduse din Elveția și, repet, cu acordul domnului primar, am zis să facem acest și cu domnul președinte, am zis domnule președinte să facem o donație la spitalul Costești. Din păcate, eu am vrut să aduc în calitatea și cu membrii care mă însoțesc pe mine, am vrut să facem o donație și la Câmpul Lung, la care puteți să dau pe presă. Doamna acolo a zis că nu are nevoie de așa. Viorel Duculescu a precizat și faptul că mentenanța aparatelor va fi asigurată tot de Clubul Lions. Tot noi o să vă asigurăm, domnule director, o să vă asigurăm și mentenanța. Să știți, fără niciun... Deci avem o asociație Lions în București care se ocupă, că imprimiile am ajuns și o să vă asigurăm și mentenanța. Și dar rugămintea mea ar fi, și aici la dumneavoastră, domnule președinte, ca să îi ajutăm un pic pe prietenii noștri de la spital să le pună în funcțiune. Da? Adică sală, doctor, nu știu ce. Dar și la Curtea de Argeș au fost foarte încântați. Mi-au promis domnul primar de la Curtea de Argeș, mi-au promis că până în vară le punem în funcțiune. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Argeș, instituție care are în administrare Spitalul de la Costești. Acesta a precizat că va face demersurile pentru înființarea și funcționarea unei secții de dializă. Spitalul Orășenesc Costești este unul din cele 9 spitale aflate în administrarea Consiliului Județean Argeș. Nu știu dacă e de laudă sau nu e de laudă, dar sunt în județul cu ceva multe spitale în administrare. Asta înseamnă sume mari de bani pentru de Consiliul de Țară. În general, cred să spun că cetățenii apreciază actul medical făcut la mod de performanță, dar este și foarte critic că lucrurile nu sunt rezolvate în favoarea lui. Dar dacă spui cetățenilor că investești în zona aceasta a sănătății și el este sănătos sau pare sănătos, ți-a avut critici. Hai, domnule, să mă lase în pace cu sănătatea, eu am nevoie de asta, de asta, de asta, de asta. Știi? În administrație tot timpul se găsește câte ceva de făcut. Mulțumirea mea de până acolo, cât nefiind de specialitate, o să discut cu domnul director al spitalului să vedem care va fi gradul lor de utilizare. Pentru că deși n-a la ora aceasta o secție de dializă, care sunt formalitățile care trebuie să îndeplinite pentru a avea o asemenea secție, care sunt relațiile pe care trebuie să le stabilească cu Casa de Sănătate și, bineînțeles, cu noi ca administrator și cu sumele de bani pe care le putem pune la dispoziție pentru ca lucrurile să funcționeze. Primarul orașului Costești a apreciat ajutorul pe care Clubul Lions l-a oferit, aparatele ajutând nu doar locuitorii orașului, cât și cetățenii din comunele învecinate. Spitalul Costești deservește 19 comune alunat la orașul Costești. E un spital important în sudul județului Argeș. De asemenea, vreau să mulțumesc conducerii spitalului Costești, domnului Mircea, director, managerul spitalului și domnului medic Vidi Ciobanu. Am găsit și înțelegere și s-au mobilizat să primească și să folosească această donație. Eu de multe ori văd prin zonă că trec mașini de care merg la dializă. Merg la dializă spre București, spre Pitești sau eu știu în alte locații. Eu zic că va fi utilă și domnul președinte trebuie să facem de toate și drumul și apă, dar să știți că odată și odată tot trece până la un medic. Autoritățile din Costești speră ca aceasta să fie prima colaborare cu Lions Club dintr-un șir de alte colaborări viitoare.